Joia Mare a început cu o slujbă specială care are loc doar o dată pe an, liturghia Sfințirii Uleiurilor, și a culminat aseară cu liturghia Cinei Domnului. În biserica din Clocotici, județul Caraș-Severin, slujba s-a oficiat în limba croată pentru că satul din apropierea Reșiței este populat exclusiv de etnici croați. Momentul special al liturghiei a fost spălarea picioarelor. Așa cum Iisus a spălat picioarele celor 12 ucenici, preotul a ales 12 credincioși. Ne dă ca exemplu să fim smeriți și acum și în viața noastră de creștini. Ca să putem noi să luăm un exemplu, ca să ne împărtășim și să ne ierte păcatele. În această seară sărbătorim cina cea de taină. Iisus ne dă un exemplu ca să fim buni cu noi și cu ceilalți. Iisus, înainte de moartea sa, a știut ce îl așteaptă, a vrut ca să sărbătorească cina cu apostolii săi și le-a lăsat cel mai de preț lucru pe care a putut să lase lor și întregii omeniri pe el însuși. Astăzi, în Vinerea Mare, credincioșii țin post, merg la biserică și se spovedesc. Avem nevoie de o reîmprospătare a trăirii duhovnicești. Asta înseamnă că ne apropiem de biserică, nu îi cerem lui Dumnezeu doar să vină la noi acasă, pentru că Dumnezeu este peste tot, dar mergem noi. Avem nevoie de acest pelerinaj, de a merge nu doar de a aprinde, de a ne lăsa aprinși interior și înfrumusețați. Într-o lume învrăjbită, să aducem fiecare contribuția, asta să fie Paștele, învierea lui Hristos să fie și învierea noastră la relații sănătoase, de iubire. În Vinerea Mare ne reamintim de patimile lui Hristos. În biserică se face calea crucii, dar nu se celebrează Sfânta Liturghie. Este o zi de tăcere, de reculegere și interiorizare.